give it time. I know that I'm not easy. This cold heart of mine. Pentru că este săptămâna cu mai multe zile libere, am zis să încep un relativ daily vlog, pentru că am văzut că vă place, îmi place și mie să le filmez, așa că am zis că o să încep un relativ daily vlog. Ideea cu daily vlogurile astea e că o să le postez poate cu întârziere, pentru că, hei, eu fac una și vă arăt alta. Nu mi-am pus la valiera, pentru că aș vrea să văd sincer cum se aude din nou fără la valiera. Dacă îmi place sunetul, cum se aude, cum treabă la la la. Așa că o să încerc să mă descurc și o să încerc să țin telefonul așa ca să nu mai acopăr practic microfonul. Dacă în continuare nu o să-mi placă, nu știu dacă să mai fac daily vloguri cu telefonul, mi-e foarte greu să fac daily vlogurile cu camera și să investesc acum într-o cameră pentru daily vloguri. Nu. Nu, pentru că în octombrie plecăm și noi într-o vacanță. Va fi prima dată pentru mine când zbor cu avionul, așa că, da, prefer să pun bănuții ăia în altă parte, pentru că și așa banii din YouTube nu prea facem, așa că nu cred că este o prioritate. Noutăți. Noutăți ar fi și anume câteva. Măi, mă enervează că îmi vine să țin telefonul așa, dar dacă o să țin, am senzația că nu o să capteze sunetul ca lumea. Dar facem altă treabă. O să-mi iau faimosul trepied. Vă așez pe dumnealui. Și o să țin telefonul pe trepied. By the way, de trepied. Așa. Stați. Știu că auziți o chestie foarte tricky acum. Gata, domnule. Avem. By the way, de trepied, am pus o comandă pe Temu, în care, o altă comandă pe Temu, pentru că m-a corupt o prietenă de la muncă, vrea să-și auză pentru telefon, așa că am zis, ok, hai, mai punem una, pusesem eu una. By the way, bureții de pe Temu sunt foarte buni, îmi plac foarte mult. Trebuie să-mi scot pe ăsta de pudră pe primul și să mă duc să mi-l spăl. Pentru că le-am făcut varză, așa l-am făcut, arată oribil. Trebuie să mă duc să îl spăl și am și câteva produse noi. Vă așteptați să vă arăt. Hai să vedem. Unele pe care le-am încercat, unele pe care nu le-am încercat, dar să le luăm în ordine. Bun. În primul rând, în cazul în care vă căutați evantai, găsiți la Meli Melou și au evantaie super, super drăguțe. Mie mi-a plăcut asta și mi l-am luat de la Meli. Când m-am întâlnit cu Andreea mi-a plăcut super mult și l-am luat. Apoi, de la DM am cumpărat acest Maybelline Sky High mascara, dar că prostia mea a fost că l-am luat în varianta waterproof și ca să pot să demachez, partea bună cu el e că nu curge pe nicăieri, nu se transferă sub ochi, nu se transferă pe absolut nicăieri, ceea ce îmi place. Partea proastă este că atunci când aș fi fugit, știa că îl vorbesc de rău, stați așa. Bă. Bun. Partea proastă este că atunci când vrei să îl demachezi, te chinui. Ca să îl dau jos de pe ochii mei, folosesc apă micelară bifazică, trească Garnier și trească, că n-am dat mai departe apa micelară. Apoi trebuie să vin cu balsamul de machiaj de la Balea și apoi cu gel de curățare. Dar, în rest, o mascara foarte bună care îmi place destul de mult. Apoi am văzut tot în DM acest Maybelline New York Instant Anti-Age Perfector for a Non-Glow Makeup Primer Concealer, Highlighter and BB Cream. Așa arată el. Îl am în nuanța 00 Fair Light. Așa arată. Mi se potrivește nuanța. Are o acoperire foarte, foarte mică și în acest sens mi-am luat și un concealer pe care să-l folosesc.
Am vrut să-mi iau inițial, vedeți că am o draperie strânsă și n-a lăsat așa ca să nu-mi intre soare și căldură. Am vrut să-mi iau de la, tot de la Maybelline, doar că e un pic tricky la nuanță, sinceră să fiu, așa că mi-am luat unul de la Catrice pe care am putut să-l încerc și mi s-a potrivit. Are sclipici prin el, are o acoperire extrem de mică, foarte, foarte mică, dar mâine am de filmat clipuri cu parfumuri, așa că o să-l folosesc pe el și o să vin cu anticearcănul ăsta pe zonele pe care vreau mai multă acoperire. Practic nu vreau multă acoperire peste tot, foarte puțin. Așa arată el, se numește Liquid Camouflage High Coverage Concealer, mă rog, waterproof, non-transfer, mai vedem. Îl n-am în nuanța 005 și mi se potrivea și mi-am luat și de la L'Oreal Infallible 32 Hour Fresh Wear Foundation fond de ten cu vitamina C și SPF 25. Mai îmi place, dar prima dată când l-am folosit a arătat super, super mișto pe tenul meu. Apoi a doua oară când l-am folosit a arătat groaznic pe tenul meu. Așa că încă nu știu ce să zic cu el. O să încerc să-l aplic și în cantitate mai mică și în cantitate mai mare, să mă mai joc cu el, să văd cu ce și cum. Dar încă sunt în dubii cu asta. Așa că și finish îmi place și chiar dacă am tenul mix, tind să cred că totuși mi se potrivesc mai mult fondurile de ten hidratante. Dar e bine de avut, o să descoper eu cum funcționează el și pentru mine. Are acoperire destul de bună, doar că mi se pare prea prăfos, dacă pot să zic așa, nu știu, cam asta este vibe-ul pe care mi-l dă. Pentru că a venit vara, am trecut la limonadă și am trecut la limonada asta de la Timbark cu pepene și lămâie. Foarte bună este, ne place foarte mult. M-am spălat și pe perișor, pentru că astăzi am avut o zi așa mai pe lenevelă, mă rog, lenevelă puțin zis, pentru că am fost la Penny și mi-am adus aminte. Stați-mă, că mai am ceva și de la Penny. Dar unde mi-am pus? Stați așa, domnule! Mai am chestii. Bine, absorbantele nu cred că e cazul să vi le arăt, că vi le arăt tot timpul nemțin. Acasă folosesc un deodorant care nu este foarte strong, așa că rămăsesem fără deodorantul pe care îl foloseam acasă și mi-am luat de la Duck Go Fresh Moisturizing Cream 48 de ore Cucumber Scent. Mi l-a ales al meu soț, a zis că ăsta e cel mai bun și am zis că merg pe mâna lui. N-a fost mult, 12 lei a fost ăsta. Să-l folosesc mai mult acasă pentru că n-am nevoie de un deodorant cu protecție atât de mare. Pot să-mi fac duș în caz de ceva. Și bineînțeles, nu că n-aș avea 1.100.000.000 de geluri de duș deschise în baie, pe care nu cred că o să le termin vreodată în această viață și n-o să mai vedeți gelurile de duș prin emptiz o perioadă lungă de timp, dar am mai găsit unul de la Nivea, care se numește Fresh Care Shower Exotic Feeling Exotic Freak Scent, care arată, uite, așa, și pe care tind eu să-l cred că cel mai probabil o să-l folosesc mâine, pentru că în seara asta vreau să-mi fac o baie cu clăbuci, să mă dau cu cremiță, să miros dulce ca o bombonică. Și am și un parfumel nou, vi-l arăt imediat și pe dumnealui. Încă nu l-am purtat, vreau să-l port mâine, dar în seara asta de-aia vreau să-mi fac duș să miros ca o bombonică. Pentru că mie îmi place Pink Sugar și pentru că am păstrat Berry Blast, am găsit și Pink Sugar Lolly Pink pe Notino la reduceri, practic. Am dat 80 și ceva de lei pe variantă de 50 de mililitri. Mult, dar totuși ok pentru un flanker, pentru că nu prea l-am văzut peste tot și l-am tot văzut în reclame pe Instagram. L-am tot văzut în tot felul de locuri și de situații, doar că nu am reușit să mi-l iau niciodată. Nu reușeam să pun mâna pe el, așa că de data asta am pus mâna pe el. Am aici 50 de mililitri, uite ce drăguț arată sticluța. Ce-i drept, în pozele pe care eu le-am văzut și în filmulețele de la Pink Sugar, nu avea chestia asta, cum îi zice, tubul ăsta alb,
păstrează același ADN pink sugar, doar că este mai fructat și mai aerisit, mai domolit un pic. Nu e atât de puternic cum este pink sugar. Mi se pare varianta de vară, dacă vreți, de pink sugar. Nu e atât de dulce. E în continuare dulce, în continuare bombonicios, miros, în continuare avată de zahăr. Dar este mai fructat și mai aerat un pic. Dar o să facem și clip cu parfumurile care miros avată de zahăr, pentru că am destule. Și cam asta ar fi și cu dumnealui. Foarte fain. Mâine o să îl port, pentru că astăzi m-am dat cu caramel cascade, care s-a mai schimbat. A reușit să se mai schimbe un pic, nu mai este atât de puternic în nota aia care mă deranja în deschidere. Miroase în continuare în deschidere ca Billie Eilish, dar acum după ce s-a mai uscat, după ce s-a mai așezat, s-a mai maturat parfumul, chiar dacă mai ai un pic în deschidere tenta de Billie Eilish, rămâne apoi un caramel lactonic, ușor uscăcios așa. Îmi place mirosul, e fain, nimic de reproșat, nu mai aveam un parfum care să aibă atât de mult caramel, cum v-am spus și în clipul în care vi l-am arătat, chiar nu mai aveam un parfum care să aibă chiar atât de mult caramel și îmi doream unul, așa că mă bucur foarte mult că a ajuns la mine și caramel cascade. Se merită în cazul în care vă plac parfumurile dulci. Acum, pentru că are ceva mai mult de 2 săptămâni la mine, nu mi se mai pare că este chiar atât de dulce. Nu mai e dulceața aia necăcioasă, enervantă. Este destul de echilibrat și cred eu că poate fi purtat și vara. E mai mult lactonică, caramelicios. Acum, puțin pudrat, nu mai este chiar atât de dulce. Mă duc să-mi spăl burețelul ăsta, să duc gelul de duș în baie și să îmi fac un pic curat pe măsuța pe care de obicei făceam poze la parfumuri, pentru că e haos acolo și totuși aș vrea mâine să fac și eu niște poze frumoase pentru Pink Sugar Loli Pink, pentru că și cutiuța e foarte frumoasă. Așa că, da, vă las pentru moment, mă duc să-mi spăl burețelul și să mai fac curat de treabă. Chiar dacă e 9 seara. Încercăm asta. Să vedem ce e. Inori. Se numește? Inori. Uite acolo. Inori. Dacă vrei să... Aha. Inori se numește. Încercăm să vedem. Cui. Încercăm să vedem ce iese. Oare o ieși? Nu o ieși? Vedem noi ce e. Ne-am plac cărțile că sunt super colorate. Da, artistul este o fată care a mai fost la niște... joculețe care sunt super morfă și alea. Uh-huh. Și eu sunt cu negru. Și ele cu alb. Așa. Dar eu sunt cu negru. Să mă sortez toate astăzi. Mă vedeți pe mine la față? Ia. Am filmat 2 clipuri și mai am de filmat unul, dar începem să ne jucăm. Vedem ce. Hai, așa. Ce facem? So. De fiecare dată când completăm cartea asta, da? Încep tu prima dată. Da? De exemplu, eu o să mă uit pe cărțile astea și văd așa. Hai că ne jucăm și vedem după aia. Update, noi jucăm ceva care încă nu există pe piață. Așa că... Da, el va veni pe piață la 23 septembrie. În 23 septembrie. Deci mai avem de așteptat. Nu e scos momentan. Deci, spoiler alert. În cazul în care vreți, dar o să vă arăt imediat un pic și cutia, să vedeți cum arată. De fapt, n-are sens că dacă vreți mai multe detalii, vă uitați pe masa cu Board Game, că probabil o să-l aibă și acolo. Da, o să fie acolo celălalt probabil. Deci o să fie după și pe masa cu Board Game după ce o să iasă. Deci după 23 septembrie. Gata, ne jucăm. Pa! Îmi dat seama că eu de foarte mult timp nu v-am mai arătat cum mănânc. Și acum mănânc niște... brânză din asta cremoasă de la President și aici am pur și simplu o salată blendată care nu arată extrem de bine, dar e foarte bună la gust. Deci cam așa mănânc eu în general, pe lângă chipsuri, dulciuri și altele. Toată mâncarea mea este blendată. Nu pot să zic că mă deranjează, m-am obișnuit, mănânc cât îmi trebuie, ce îmi trebuie, dar astăzi sunt pe light, brânzică cu salată.
câteva zile mai târziu, mă rog, 90 și un pic, dar a venit comanda de pe Temu. Așa vine împachetată. Bine, asta dacă aveți comenzi mai mici, cum am avut și eu. Și o desfac acum să vă arăt și vouă ce am luat. Eu am dat comanda asta împreună cu o colegă de la muncă. Ok. Deci, aici am o brățărică de picior. O desfac acum ca să văd și cum arată. E o căldură afară. Ferească Dumnezeu. Am luat o brățărică de picior cu literă. Vai, și e super cute. Uite. O brățărică din asta cu literă. Și poate fi reglată, adică poți să o faci foarte mică. Cred că mi s-ar potrivi și pe mână. E foarte faină. Chiar arată drăguțe. Mi-am luat cu tem. Aici are colega mea, o să-l desfac, că oricum îi le duc mâine. Aici a luat colega mea un din ăsta de făcut perișoare, chifteluțe, chestii. E destul de tare așa, deci ăsta e al ei. Nu mai știu să vă zic prețul. Apoi și-a luat un separator de ăsta de albuș și gălbenuș, tot dumnea ei. Mi-am luat mai prostii. Mi-am luat cercel de nas. Stați așa că vă arăt acum. Vroiam să-mi dau piercing în nas, dar înainte să-mi dau piercing în nas, am zis, hai mă să îmi comand eu niște cercei de nas fake. Adică niște cercei din ăștia care au clips așa și se pun pe nasuc. Sunt foarte cute. Vreau să văd dacă și reușesc această treabă. Să știți că reușesc și uite cât de cute e. Și e foarte comod. Adică nu e incomod deloc. Cred că mai și merge strâns. Mă așteptam să fie incomod, dar nu e. Deci ăsta ar fi primul. Bine, nu știu cât de mult o să-mi placă mie, dar și cu siguranță merge, mai merge strâns. Asta sper. Mi-am luat și un inel. Vai, dar ăsta e foarte mare. Bine, e reglabil, dar hai să-l vedem. Da, one size. Hai să-l vedem și ăsta. Așa arată. Doar că vine, cred că la cea mai mare din asta. Da, e reglabil. Mamă, dar și ce frumos e. Mi-l dau pe ăsta de ascensor. Bine, aș putea să-l țin și pe degetul ăsta, că se vede super bine. Dar nu vreau pe ăsta să-l țin. Vreau pe degetul ăsta din mijloc să-l țin așa. Foarte mișto. O să vedem cât mă ține, practic. N-am așteptări foarte mari de la el. Nici n-a fost foarte scurt. Ce mai am? Mi-am luat un trepied extensibil. Hai să vedem. Pentru că dacă tot m-am apucat de vlog, să am și cu ce. Uite, așa arată. E extensibil.
are clemele astea, care se deschid așa, practic. Ăsta se rotește. Da. Ăsta se rotește, poți să ții telefonul în picioare. El are și o telecomandă, n-o să folosim telecomanda. Și mi-a plăcut că e mai înalt decât ăsta pe care l-am eu acum. Deci aș fi mai la nivelul meu. Și se și extinde. Foarte nice. Aici e și telecomanda în cazul în care vreți telecomandă. Eu nu-mi doresc neapărat telecomanda, nu de asta l-am luat, l-am luat că era extensibil. Bun, asta ne place. Ce mai numerim? Ar trebui să mai am un cercel de nas, dar vedem acum. Da, mai am chestii micuțe. Aici mi-am luat o rochiță de noapte. O rochiță de dorm, practic. Mi-am luat-o în mărimea M. Mi-a dat și kiloți la ea. Mi-am luat-o în mărimea M. E drăguțică așa, sper să intru în ea. Nu cred că o să probez să vă arăt, dar sper să intru în lumea ei. Și aici are o crăpătură pe picior. Mi s-a părut interesantică. Și mai am câteva luate de pe Shein care mi-au plăcut destul de mult. Mai am un cerceluș de nas. Asta este fluturele. Fluturele care nu are chetricele. Ar trebui să mi-l las într-o țiplă din asta totuși. Uite, așa arată și ăsta. Să-l pun și pe ăsta. Hai să-l pun și pe ăsta. Ăsta cred că am senzația că o să stea mai bine față de celălalt. Adică o să stea mai strâns un pic. Simpaticuț așa și el. Trebuie să-l mai așez eu. Și să descoper cum îl pun să stea mai bine, mai exact. Yeah. It's not bad. Da, uite, ăsta stă mai bine. Îmi stă prins practic mai bine decât celălalt. Deși îmi place mai mult celălalt cum arată, asta stă mai bine un pic. Important e să nu cadă și să nu-l trag pe nas. Aia e toată treaba. Se dau ușor jos, adică nu e o problemă. Ia să-l pun și pe ăsta aici. Le pun pe amândouă aici. Și o să văd eu pe care o să îl port. Dar ăsta îmi place cu pietricele puțin mai mult. Cum vine. Doi cercei de nas. Doamne, da, inelul și brățara de picior îmi plac de mor. Și mai am ceva? Nu, mai am doar o fustă pentru un Z4. O să o desfac. Că nu se supără pe mine. Care arată, uite, așa. E transparentă. Da. Destul de drăguțică, sincer să fiu. Pe toate astea am dat vreo 70 ceva de lei, asta pentru că am avut un cupon de reducere de 25 de lei. Așa că, nice. Și asta. Pe astea trebuie să le pun deoparte. Brățara de picior o să mi-o pun, cercei de nas îl ținem, iar inelul ăsta îmi place de nu mai pot. Chiar e foarte, foarte fain. Bine, nu vă gândiți că e argint sau ceva, e o tinichea. Dar, da.
Asta trebuie să-i le pun deoparte. Cred că o să-i le pun la mine în geantă. Oi, avea oare loc? Nu știu, văd, caut ceva în ce să-i le pun. Și-a luat niște chestii, ne-am luat mai mult lucruri de test, să vedem cum sunt. Eu mai luasem blotere și burecei și au fost ok, dar de data asta nu să mai luăm și ceva. Par interesante. Chiar mi se par foarte interesante. Brățarea de picior, v-am zis, îmi place, o să vedem și cât rezistă, pentru că eu mă și spăl cu ele, dar acum nu mă aștept să rezistă foarte mult. Vedem cum o să se păstreze în timp. Asta vreau să vă zic momentan, dacă se mai întâmplă ceva, ne mai auzim. Bună de dimineața! A trecut ceva timp, v-ați obișnuit de la ultima dată când am vorbit, de ultima dată când am vorbit cu voi, dar ce să faci, asta este viața. Am vorbit cu voi când mi-a venit comanda de pe Temu. Și acum am folosit trepiedul pe care mi l-am luat de pe Temu și să știți că e super ok fiind așa mai înalt. Am deschis camera că vreau să vă arăt câteva chestii interesante. Ar trebui să-mi ajungă și o comandă de pe Dr. Max. Ori astăzi, ori mâine. Dacă ajunge în weekend, eu sunt la muncă, așa că nu putem să discutăm despre dumneiei, dar... Dacă ajunge astăzi sau mâine, deschid camera și vă arăt, dacă nu, facem încheierea vlogului cu aia. Vreau să-mi aplic un balsam de buze și o să-mi aplic balsamul ăsta, masca asta de buze de la Catrice. Miroase a pepene. E foarte faină. E hidratantă, fix ce îmi trebuie pe timp de vară. Am început în perioada asta să folosesc mai mult balsam de buze și să nu mai folosesc chiar atât de mult ruj, pentru că simt nevoia mai mult de balsam de buze. Bun, parfumul de astăzi. Parfumul de astăzi este Kayali, Eden Sparkling Glitchy, mai am foarte puțin în el. Mă mai dau un pic. Nu persistă cine știe ce, v-ați obișnuit. O să mă bucur de acel parfum și să-l termin. În altă ordine de idei, am plasat o comandă pe Dubai Collection pentru că am mai strâns niște credit din comenzile pe care voi le-ați plasat și ați folosit codul meu de reducere. Vă mulțumesc foarte, foarte mult și am putut să îmi iau un parfum. Și discutăm despre acest parfum de la Emir care se numește Mango Punch, inspirat din Mango Skin. De la... Uite că nu mai știu de la ce e. Din Mango Skin. În fine. Sticla parfumului arată super mișto. Arată, uite, așa. L-am luat de dimineață de la Easybox. M-am trezit, m-am uitat la telefon și văd mesaj de la Sum de că mi-a ajuns ceva la Easybox. Nici nu mai știam ce am la Easybox. Și pe urmă am văzut că e comandă de la Dubai Collection. Deci ăsta mi l-am luat pe creditul pe care l-am adunat în urma comenzilor voastre. Așa că am putut să mai încerc și eu ceva. L-am pulverizat aici. Nu pot să zic că îmi place foarte mult. Adică nu pot să-mi dau exact cu părerea acum despre el. Îmi place și nu-mi place. Hai să-l dau un pic pe mână. Pulverizator foarte fin. Dar vreau să-l dau un pic pe mână. În deschidere miroase a mango la verde. Nu foarte, foarte copt. Îmi place foarte mult deschiderea, îmi place deschiderea de mango. În cutie, aici miroase un pic a murături. Țin să vă anunț. O să vedem cum se dezvoltă pe mână. Hai să căutăm Mango Skin, să vedem ce note are. Mango. Este de la Wilhelm Parfumerie, Mango Skin. Și are mango, more, piper negru. Îmi place deschiderea de morie. Mango nu foarte copt, destul de suculent așa. În mijloc avem iasomie, lotus și iris. Iar în bază vanilie, glazură, roz și patchouli. Hai să vedem și pe Dubai Collection ce note are Mango Punch.
Pe piele să știți că se simte diferit față de cum se simte aici. Pe cutie, pe cutie nu-mi place deloc. Și mango punch are mango, ananas, mure, acord de citrice. Da, ok, deci aici avem și ananas. În mango skin nu avem ananas. Și de-aia e de toată treaba aia suculentă, ușor astringent așa. În mijloc avem iasomie, sambac, floare de lotus, gardenie și iris, iar în bază vanilie, lemn de cedru, paciuli și mosc. Deci sunt câteva diferențe. O să vă mai țin la curent cu și despre dumnealui, pentru că încă nu pot să-mi dau cu părerea exact. Așa, la o primă încercare în cutie nu mi-a plăcut. O să-l las aici pe mână să vedem cum se mai transformă pe parcursul zilei, pentru că nu... Ori mă așteptam eu să fie altceva, ori nu știu care e treaba. Ideea e că nu m-a fascinat din prima. O să vă țin la curent dacă o să-mi placă sau nu. Și am văzut pe TikTok. Am văzut pe TikTok că la Pepco, o să pun așa ăsta, că la Pepco au adus niște produse dintr-o colecție cu Disney cu Minnie Mouse. O colecție în colaborare cu Disney cu Minnie Mouse și am și eu aici o gentuță superbisimă cu Minnie. A fost 50 de lei, am și prețul pe ea și este absolut superbă. Și îmi căutam o gentuță de genul ăsta care se asemene un pic cu gențile tote. Și când am văzut că o să o bage pe asta la Pepco cu Minnie Mouse, am văzut la o tipă, ea deja o luase din Pepco. Pepco la mine încă nu o băgase, am tot vânată, dar până la urmă, uite că am pus mâna pe ea. E foarte mișto și să știți că este și foarte încăpătoare. O să vă arăt imediat, vine și cu bareta asta. Am aici hârtie și așa arată geanta în interior. E foarte încăpătoare și asta mă bucură pentru că în general încar sticle de parfum cu mine. O să-mi fac transferul dintr-o geantă în alta la lucruri. Și da, cam asta vreau să vă arăt. Mai lăsăm mango skin-ul ăsta să se mai domolească și să se mai așeze. Dacă cumva îmi vine comanda de la Dr. Max, pentru că o tot aștept, mi-a venit comanda de pe Temu mai repede decât mi-a venit comanda de pe Dr. Max. Ideea este că mi-am comandat picături de nas, dar mi-am comandat și câteva produse pentru ten. Stați să văd dacă am Dr. Max confirmare comandă. Mi-am comandat niște plasturi hidrocoloidali pentru coșuri și puncte negre de la Cosarex, sunt 24 de bucăți, un scrub de corp de la Trickle Moon de Brazilian Love și mi-am mai luat o mască exfoliantă Vitality Natural Face Scrub 236 de mililitri. Eu am căutat o mască microfoliantă practic și mi-a dat asta pentru că nu mai am nici toner cu acid glicolic, nu mai am nici mască de față cu acid glicolic și vara oricum nu prea e bine să folosești acid glicolic și deja se vede lucrul ăsta pe tenul meu. Aici mai am ceva pe aici pe undeva. Și se vede, se cunoaște, așa că a trebuit să recurg la ceva ca să mai reduc toată treaba asta. Ideea e că mă confrunt cu acne hormonale înainte de menstruație, cred că toată lumea pățește treaba asta. Are, cred că partea de mijloc mie nu prea-mi place, dar o să vedem cum se mai dezvoltă. Cred că în perioada asta de dinainte de menstruație, perioada premenstruală, cred că toate ne confruntăm cu coșurile astea de tip hormonal, care sunt destul de dureroase și destul de mari, doar că pe mine mă enervează și aș vrea să fac ceva, să am tenul curat. Eu asta vreau, ten curat, nu vreau altceva, nu vreau să-mi dispară nimic de pe față peste noapte, vreau doar ten curat. Folosesc momentan niște produse, le știți, dar am senzația că nu prea fac față și sunt nevoia de ceva mai puternic, așa că am zis să recurg la produsele astea. O să vedem când ar să vină produsele de pe Dr. Max, dacă vin astăzi, dacă vin mâine. Dacă nu vin mâine,
cel mai probabil o să fac încheierea daily vlogului, pentru că nu văd sensul să lungesc un daily vlog așteptând o comandă de pe Dr. Max. Zic și eu doar. Asta vreau să vă spun, vreau să vă spun și să vă mulțumesc foarte mult că datorită vă mai am ocazia să testez un parfum nou. În altă ordine de idei, vreau să vă arăt și dentuța, poate vreți și aveți magazine Pepco, poate o vânați și voi cum am vânat-o și eu și poate puneți mâna pe ea pentru că mi se pare super, super drăguță. Ce trebuie să fac acum? Să mă duc să bag o mașină de rufe la spălat și să mai strâng pe aici pe la mine prin cameră pentru că am multe sacoșe cu de toate. Și apoi cred că astăzi așa mai pe relaxare pentru că nu am nimic deosebit de făcut. În cazul în care vine comanda de pe Dr. Max, vă arăt și vouă produsele. Să știți că sunt până acum mulțumită de produsele pe care mi le-am luat de pe Temu. Până acum, inelul nu mi l-am pus acum că am tot stat cu mâna în apă, dar să știți că este foarte fain, l-am purtat. Brățara de picior, deja am făcut baie de două ori cu ea. Se menține, să știți, destul de bine, adică nu am ce să-i reproces. Cerceii de nas trebuie să mă obișnuiesc eu un pic cu ei, dar o să mai am timp să mă obișnuiesc. Așa că astea au fost update-urile, iar trepiedul văd că este destul de fain, adică mi se pare destul de ok, e țapăn fix ce trebuie. Vă las moment. A, și rochița, am dormit cu ea aseară, este super ok. Așa că nimic de reproșat nici la capitolul ăsta. Vă las momentan, mă duc să mă apuc de treburi și dacă mai am ceva de zis pe parcurs, mai deschid camera. Dacă nu și nu ajunge comanda de pe Dr. Max nici mâine, deschid și fac încheierea acestui daily vlog. Pentru că nu a ajuns comanda de pe Dr. Max și pentru că aș vrea totuși să editez și clipul ăsta și m-am uitat pe ce am filmat și am destul material, zic să fac și o... Pardon. O încheiere a acestui vlog. Ei bine, nu s-a mai întâmplat nimic interesant, am băgat la spălat, am spălat vase, am tot felul de chestii, am fost până la profi, mi-am luat niște roșii, niște castraveți și alte lucruri de genul ăsta. Așa că prea multe nu am să vă spun și să vă arăt. Sper totuși că v-a plăcut, că ați mai stat aici la o brâfă cu mine, cum se spune, și că, mă rog, o să încerc să mai fac poate mai des astfel de clipuri, în cazul în care ajunge comanda de pe, era să zic, în cazul în care ajunge farmacia Dr. Max, nu, în cazul în care ajunge comanda de pe Dr. Max mâine, o să încep poate un daily vlog și să filmez așa pe sărită, pentru că săptămâna următoare este o săptămână în care lucrez practic mai multe zile. Așa că o să am mai puțin timp liber, dar mie e mult mai ușor relativ acum să filmez daily vlogurile. O să văd și sunetul cum este fără la valieră, pentru că mă enervează să stau non-stop cu o lavalieră, deși este o lavalieră bună, nu știu, mă enervează pe mine și mă sucâie foarte, foarte tare. Dar astea fiind menționate, vă mulțumesc că v-ați uitat, sper că v-a plăcut clipul, nu uitați să-i dați un like, iar noi ne revedem cu mult, mult drag la următorul.